Bine, v-am găsit, da, am promis, ne ținem de promisiune. Să facem previziunile pe 2020. Eu zic că anul 2020 va fi împărțit clar în două segmente. Vom avea o parte un pic mai tulbure până prin iunie. Și Da, primul semestru și în al doilea semestru, adică această perioadă tulbure va culmina cu destul de multe uh, discuții, destul de multe cereri controverse. Lumea va fi agitată, chiar va fi pe străzi. Apoi lucrurile încet încet vor începe să se așeze pentru că lumea va fi pe străzi la plimbare sau lumea va fi pe nu, străzi va de fi supărare. Revoltată. De ce? Aici Ba, știi cum sunt. Și la ora actuală sunt care spun că vom ieși, vom face, vom drege. Până nu se cumulează. Noi suntem o țară, trebuie să înțelegem foarte bine, o țară foarte uh, stranie, aș spune. În 2020 debutează două cicluri foarte importante. Este vorba de uh, conjuncția Saturn-Pluto, care va avea loc în 12 ianuarie și care vizează atât lumea noastră interioară, cât și lumea celorlalți. Ce este foarte interesant în momentul în care la această conjuncție este că, ca și cum am avea o oglindă în față și stăm și ne analizăm pe noi înșine câte riduri ne-au mai ieșit. Că, apropo de uh, privit, de fapt, această, această conjuncție a avut loc la 8 noiembrie, ultima oră, la 8 noiembrie 1982. În lume, să ne aducem aminte, thriller. Mm -hmm. Albumul lui Michael Jackson, da. care a spart practic box-office-ul. Și mult timp a ajuns Piața Pop să fie uh, sub semnul acestui album, iar pentru noi a fost anul în care s-a negociat celebrul împrumut care avea să aducă moartea lui Ceaușescu. Acest ciclu despre care vorbesc are o durată de 33 de ani astral vorbind, Dar dacă adăugăm și perioadele de retrogradare, ciclul poate ajunge la 38 de ani și asta explică diferența, diferența dintre momentele în care uh, el s-a produs. Al doilea ciclu foarte important va avea loc în decembrie la 0 grade Vărsător, când Jupiter se va 2020, întâlni, tu. 2020. Uh -huh. Când Jupiter se va întâlni cu Vărsătorul. E aici se schimbă un pic uh, imaginea pentru că cei care sunt născuți cu Saturn învărsător sunt oameni care s-au născut cu cel puțin două generații înaintea lor adică cum? oameni care nu se simt bine, oameni care sunt perceput foarte pro prost, oameni care simt că nu aparțin acestor vremuri ei trăiesc undeva în viitor și aici cred că vor excela scriitorii, cei care vor ști să-și canalizeze talentul într-o direcție constructivă deci, astea sunt ciclu. A, ah, și acest ciclu are o durată de 20 de ani și este cel mai des folosit de către astrologi pentru a cuantifica, din punct de vedere istoric, mersul civilizației. Va fi un an bun pentru ansamblu 2020 Pe social-politic, din punct de vedere economic. social, nu, vor fi convulsii. Vor fi convulsii pentru că păi, nu se când poate altfel. Nu mai bani altfel. sunt la noi convulsii? Că suntem convulsivi de vreo 30 de ani așa. Ce mai este important de reținut? Da, sunt convulsii, vor fi convulsii și sociale și politice. Nu ne vom înțelege noi cu noi. Dar asta se datorează, zic eu, acestor, ciclo, acestor schimbări. De ce? În momentul în care Jupiter, care este considerat în marele benefic, ajunge în Capricorn, într-un semn de pământ, la un moment dat, el ajunge și inversează rolul cu Marele Malefic, care este Saturn. Devine Malefic în loc să fie benefic, cum îl știm noi, iar Saturn devine benefic prin, prin ce? Prin uh, înțelepciune. Prin înțelepci înțelepciunea pe care o aduce. Pentru că el nu este o planetă, este numit Marele uh, Malefic, dar este numit așa pentru că până nu-ți tu lecția de viață, nu te lasă din mână. Eh, după ce-ți-ai însușit lecția de viață te lasă să zbori, să zburzi, cum zic eu, și va sta în stânga ta. Apoi, un alt eveniment și ultimul, gă, mare, nu, nu, ultimul, penultimul eveniment, este retrogradarea lui Marte și a lui Venus în același an, a mai avut loc acest fenomen acum doi ani, de regulă cele două planete retrogradează alternativ, una într-un an, una într-un an. Ei bine, acum doi ani au retrogradat tot împreună mai întâi uh, Marte și apoi Venus e, Acum va retrograda mai întâi Venus și apoi Marte Venus va retrograda mai uh, iunie, până în 25 iunie Atenție relații, atenție parteneriate Problema este pe ce se... și va retrograda în, în gemen Deci toate vor fi în mișcare, ca orice semn mutabil Iar Marte va retrograda în semnul lui, în berbec În perioada 9 septembrie... 11 noiembrie, și bineînțeles, trebuie să fim atenți la tot ceea ce înseamnă conflict, la tot ceea ce înseamnă confruntare, pentru că există chiar pericolul declanșării unei conflagranții mondiale. Nu vreau să spun mai multe, pentru că nu, nu am niciun interes să sperii pe nimeni, dar va fi o perioadă destul de delicată, va fi foarte important modul diplomatic în care vor reacționa. Uh, oamenii noștri. Hai deci să trecem la, noștri. la primul, un noștri. Și nu, ultimul lucru pe care vreau să-l mai spun, ultimul mare eveniment, sunt cele șase eclipse. Da. Deci vom șase. avea parte de șase eclipse. Începem din 5 ianuarie, ca să fim siguri. Pe, pe ce avem, -a vom avea o eclipsă parțială de lună apoi în 5 iunie o altă eclipsă parțială de lună, urmează o eclipsă parțială de soare pe 21, care va fi pereche cu eclipsa de acum din 26, inelarea din 26 decembrie, și în 5 iulie o altă eclipsă parțială va fi, de aia spun că va fi o perioadă extrem de tensionată pentru că eclipsele de regulă induc niște stări, niște tensiuni, ca și bă, momentul în care noi filmăm, doar ce a trecut luna plină și ne-a buimăcit pe toți de cap, am aflat o soiul de lucruri de nu știm ce să credem. E, vom vedea mai departe ce se va întâmpla. Cu cine încep, Gabi, cu Berbecu? Vom începe cu ei. Ei vor fi uh, uh, privilegiați din punct de vedere profesional pentru că s-ar putea să promoveze la locul de muncă, dacă nu promovează, s-ar putea să-și găsească un loc de muncă mai bun. mai bun. Ceea ce zic eu că este uh, foarte bine, o altă poziție socială, bineînțeles, și un, un salariu pe măsură. Uh, din, în plan personal, în plan relațional. Uh, Va avea parte de întâlniri sentimentale dacă este singur, dacă este într-o relație. Va duce această relație către căsătorie. Dacă este căsătorit, va face pentru familie foarte multe lucruri, în special împreună cu partenerul. Uh, se vor duce în direcția preocupărilor spirituale. Este o noutate pentru, pentru berbec, berbec, pentru că Berbecul este de regulă impulsiv, el uh, trece foarte repede al pasat o prin toate. -o. Ei bine, anul în 2020 nu va mai fi atât de impulsiv, nu va mai fi atât de uh, cum se spun aparent superficial, că nu este suferic, nicio, niciun semn nu este superficial. Uh -huh. Problema este că trebuie să știi din ce, cum să-l iei ca să îi descopere această profunzime. Ce aș mai spune? Am spus că anul îi va aduce o revoluție majoră în ce privește cariera. Nu-i plac lucrurile de rutină, dar ca niciodată anul acesta în 2020 vor încerca să păstreze ritmul alături de colegii lor, apoi în plan, în plan personal și în plan financiar să fie foarte atent pentru că Anul va debuta cu o serie de renovări, de o serie de reparații în casă de care are nevoie, deci el va fi foarte preocupat de partea casnică, de tot ce înseamnă uh, casnic. Ca sănătate, uh, organismul lui depinde foarte mult de sănătatea emoțională. Dacă el, din punct de vedere emoțional, este liniștit și așezat și nu își face probleme pentru nimic, nici din punct de vedere uh, al sănătății nu are de lucru. Uh, mare parte din energia lui va fi canalizată către tot ceea ce înseamnă cămin. Se va circumscrie ideii de cămin. Da, se, se cumințesc pe da. cei să zic așa, Gabi. Mai, mai degrabă ar zice că se maturizează. Ah, ok. Da. <laughs> deci se maturizează chiar e. și ea da. am înțeles. Da. Ei bine... Hai că pentru sunt taur, da, te rog taur. să fii atentă, <laughs> pentru că este un an interesant. De ce? Sunt ca niciodată, de mult n-au mai fost așa de atenți la ceea ce înseamnă iubire, dragoste, romantici și intimitate. Cu, un res, cu respectul de sine ținut sub control, cu atât le va fi mai bine, și vor intra în parteneriate foarte repede, ceea ce nu le este caracteristic. De regulă stau și analizează, sunt atenți la persoanele cu, cu care intră în, direc, în relație. Ei bine, de anul acesta nu vor ține cont de acest uh, și asta e bine, amendament. Sau... Mă, este bine, eu întotdeauna am zis că clipa trebuie trăită și o spune așa că da. nu e nicio problemă. Sectorul profesional este extrem de energic și în acest an și uh, foarte bogat în evenimente, totul este să fie gestionat știind de ce au nevoie, ce își doresc de la profesie, ce rol joacă profesia în viața lor și astfel, pentru că el trebuie să se simtă în siguranță în momentul, în momentul în care au sub control toate aceste lucruri este responsabil și liniștit. Ceea ce zic eu că e un lucru foarte Mie E mai bun ca anul trecut? Că și Finanțele, cum bine, da. am așteptat niște bani, au venit, am așteptat niște Finanțele -au venit. tale s-ar putea îmbunătăți considerabil, numai ale tale, ale tuturor taurilor, uh -huh. S-ar putea să ai o mai mare stabilitate și siguranță în ceea ce privește finanțele da, ce față mai de anul trecut. Sănătos să fim, Gabi, ce Eventualele mai e bun. investiții, da, îți recomand să fii extrem de precaut. Dacă vrei să cumperi și tuturor le spun treaba asta: când vor să cumpere lucruri mari, uh, electrocasnice mari, mobilă, mare, mare atenție la ceea ce achiziționați. Amânați aceste achiziții undeva în partea a doua anului, uh, cu punct ochit, punct lovit, luna, sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. Mm -hmm. okay. Ca sănătate. Eu zic că nu vor avea probleme. Singurele riscuri majore sunt în perioada eclipselor, când se pot acutiza anumite boli cronice. Unii pot să aibă gastrite și să aibă probleme cu stomacul, cu digestia. Unii pot avea probleme cu oasele și de aici durerile articulare. Și tot așa, lucruri de genul ăsta, lucruri care țin de maladiile de sistem. În okay. rest, eu nu-i văd rău pe, pe ei deloc. Amin. Mergem mai departe, mai la, departe Gemeni. la Gemeni. Gemeni, atenție, Gemeni. Ei bine, Gemeni, ei trebuie să învețe până în primăvară să dezvolte relații mai calme și mai stabile în comparație cu anul trecut și cu ultimii ani, în general. Cu prietenii și cu cei din jurul lor. Pentru ca undeva la începutul verii, undeva prin mai-iunie, deci după Paște, Așa le va fi tot așa mai mai târziu, să înceapă să le bată inima nițel mai tare. Adică să întâlnească o persoană cu care ei simt că pot intra în. în cum se spun, în, în, re comunicare, în, în comunicare în primul rând. Plus, știi că există și relația asta când doi, doi oameni se întâlnesc, nu doar comunicarea contează, contează chimia dintre cele două personaje. E bine, ceva de genul ăsta li se va întâmpla și gemenilor. Iar până la sfârșitul anului, s-ar putea să avem surpriza să se și căsătorească. Miros Dacă asta își doresc, pe... nu e nicio problemă. Vor duce relația la un alt nivel. Apoi, din punct de vedere profesional, aș spune că în ultimii ani s-au mulțumit să stea în umbră. Că n-au vrut ei să iasă în față. Ei bine, în 2020, creativitatea va deborda. Ei, oricum, sunt un semn creativ. Și uh, histrionismul își va spune cuvântul, va dori să se impună, are idei, face propuneri, intră în proiecte, totul cu mare atenție pentru că se pot epuiza fizic foarte repede. Ce ar, fi să, ce -ar mai fi să le spun la partea de... Se va acutiza această nevoie de a fi în prim plan undeva în a doua parte a anului, iunie-iulie în mod special, când vor dori să fie văzuți, să fie recunoscuți de către oameni pentru ideile pe care le au. Apoi, din punct de vedere financiar, ar spune că situația lor se îmbunătățește în comparație cu anul trecut. Este necesar să, să dobândească acel nivel de conștientizare că trebuie să-și bugeteze propriile venituri într-un anumit fel să nu le lase, cum să spun, să nu mai fie cheltuitori cum sunt ei de obicei. Și în momentul în care vor învăța acest lucru, pentru el toate vor fi ok din acest punct de vedere și rămâne ferm culmea, el care este, să spunem, un cheltuitor și un zănatic, e bine când sunt perioade tulburi din punct de vedere financiar în jurul lui, este singurul care are mințile acasă. Singurul care știe ce să facă. Apoi, din punct de vedere a sănătății, eu cred că el ar trebui să fie foarte atent la perioadele astea de epuizare de care îți spuneam și mai ales să, să se menajeze din punct de vedere nervos. Ei stăpânesc sistemul nervos, prin comunicare, nervii. Deci trebuie să fie foarte atenți, la, să se odihnească, aș spune la timp, să consume alimente care să le sprijine uh, sistemul nervos și chiar dacă este nevoie să vorbească cu un medic sau cu un nutriționist și să consume seia să magneziu, suplimente de magneziu. Uh -huh. Trece mai departe dacă nu te deranjează la ferește, cum? semnul nostru, la RAC. La RAC. Raci. La RECUȘORI. Ia să vedem, ăștia merg înainte sensibilitate, sau înapoi? Bineînțeles, nu. Asta este o idee preconcepută. Da, nu cu glumesc, e o glumă, sigur că... Înapoi, Racul nu merge e o aparență care... din cauza picioarelor, Pleștilor. că au șase... Nu, au șase picioare și când da. ai senzația că de înapoi, dar de el, fapt, el se duce într-o parte și este de genul ăsta. E, pentru RAC, bineînțeles că întotdeauna căsătoria, copiii, partenerul de viață vor fi pe primul plan, Loc. în primul plan și anul trecut a fost acest lucru. E bine, însă în acest an va adăuga la toată această grijă și o notă de distracție. Va simți nevoia să se, de să se de, de divertisment, să se ducă să iasă împreună, să ducă la teatru, să meargă în parc, să se ducă la strand, să se ducă la mare, să se ducă la munte. Deci vor circula foarte mult. El, ei, care sunt niște semne casnice, niște semne așezate, vor dori să dea o notă mai aparte, o conotație aparte uh, relației. Fur, pur și simplu vor fi stimulat, stimulanți și plăcuți, prezența lor va fi plăcută. Creativitatea în relațiile de familie va funcționa, ca să spun așa. ceas Și va merge chiar până în domeniul muncii, ceea ce fac acasă, aici întotdeauna și o mare problemă. Confundă partea de casă de casnic cu ceea ce se întâmplă la locul de muncă. Deci transformă locul de muncă într-o într familie. Nu prea e bine. Aici au marile lor greșeli, de aici și marile lor dezamăgiri. De aici sunt. Uh -huh. De la confuzia pe care o fac între familia propriu-zisă și familia care este la birou. Apoi, el trebuie să fie încrezător, profesional, în poziția lui, să creadă în ceea ce face, pentru că va avea nevoie de mult studiu. Va fi un an în care, dacă mulți lucrează în birouri, vor trebui să aprofundeze anumite idei, anumite planuri, să se implice în anumite proiecte care necesită studiu. Deci, pentru ei va fi un an productiv din punct de vedere a adunării, acumulării informațiilor. Nu, uh, nu uh -huh. neapărat uh, activ. Oricum, ei nu sunt niște activi, persoane active în, în sine, ci ei activează foarte mult ca și gemenii, ca și fecioarele, ca și. Cu minte. Uh, uh, ca și capricornii, activează prin intermediul mentalului. Asta este de reținut. Din punct de, vedere, din punct de vedere financiar, cu muncă și cu perseverență, vor elimina obstacolele care apar în calea prosperității lor, ca să spun așa, este posibil să nu fie chiar atât de favorizat în anumite perioade, în special în lunile de vară, în ceea ce privește câștigurile, dar el este un foarte bun uh, finanțist pentru familia lui și nu cred că va greși când va, uh, va, lua, va lua atitudine vis a -vis de anumite cheltuieli, cheltuiel vis-a-vis de anumite lucruri pe care și le dorește. Știe chiar dacă dorește ceva, știe să amâne până când este momentul să poată face achiziția. S-ar putea să undeva în toamnă să întâmpine anumite presiuni financiare, rate, probabil, întârzirea salariului, lucruri de genul ăsta care îi dea acel dram de nesiguranță. Dar nu, lucrurile se vor așeza, nu o să treacă prin drame extraordinare. Totuși, așa cum spuneam, există șanse să-și îmbunătățească bugetul și zic că asta este un lucru extraordinar. Ca și sănătate, vești bune pentru ei, din punct de vedere fizic, niciuna din afecțiunile majore, care pe ei chinuiau și în special afecțiunile uh, digestive, la femei problemele cu sânii, la uh, bărbați problemele cu fierea, cu stomacul, ei bine, toate astea nu se vor acutiza, deși vom avea șase eclipse, nu se va pune problema de uh, activitate, uh, activități mai puternice sau de crize, cum sunt cunoscute. Totuși, dacă își neglijează tratamentul și nu își respectă orele de masă, pot să se confrunte cu o serie de probleme uh, digestive. Next. Mergem la leu. A leu așa. pe care eu îl consider la... semnul cel mai bine trebuie susținut. Trebuie să ținem conștient ascendent, găbițul, nu? Adică? Uh, da, eu fac întotdeauna deci uh, și spun și clienților și colegilor când stăm de vorbă, ei sunteți într-adevăr, sunteți născut într-un anumit semn. Țineți, citiți și ce înseamnă și ascendent. semnul ascendent, deci ascenden, să... pentru că se face o sinteză între ceea ce se întâmplă pe ascendent. Deci nu preiei în totalitate. După 28 de ani, preiei în schimb o serie de caracteristici care semulează pe ceea ce înseamnă e foarte importantă această precizare zodia natală, Lei, uh, ia să vedem, la fel de puternici? Ei bine, din punct de vedere relațional, vor avea uh, piedici. Acolo va fi marea lor problemă. Dar, el, de ce? Pentru că el trebuie să, să se simte iubit și apreciat. El, dacă nu simte lucrul acesta, nu poate să facă nimic cu viața lui. De aici și vanitatea, de aici și orgoliul, când lui se pare că ceva nu funcționează cum trebuie, pune punct, este haotic, nu știu. Nu, dar în momentul în care întâlnește persoana sau. Femeia sau bărbatul, care să-i menajeze și să-i dea, să-i creeze senzația asta de confort sentimental cu lei muți, munții din loc. Destul de greu, abia în a doua jumătate a anului, dacă nu este căsătorit, se va a, a duce către o întâlnire, va merge într o direcție în care îl duc prietenii, ca și aici, prietenii. Știi cum păi e de vorba o vârstă aceea? de la prietenii și babele te și babele, da, exact. Asta e, ce să facem? Uh, ce să zic? nu este un moment pentru un angajament pe termen lung. Indiferent ce relație vor începe în 2020. Te referi la relații reția. profesionale uh, sau? Nu, mă refer la, la relații, la relații pe sentimentale, sentimentale, pe relațional. În ceea ce privește partea de, de profesie, Provocările vor ține de management, de coordonare, de direcție și de colaborare, în care lei vor străluci. Leii își vor aduce aportul și vor confirma, dacă vreți, încă o dată că sunt cei mai buni strategi, sunt cei mai buni organizatori, în uh, cei mai buni coordonatori. Și de aia spuneam că este anul lor, din punct de vedere profesional, nu, nu cred că există un semn mai bine susținut decât lei. De Fecioare. Din punct de vedere financiar și afacerilor, de asemenea, se anunță un an norocos pentru lei. În special, în a doua jumătate a anului, datorită poziției lui Jupiter, care îi va favoriza. Și, în sfârșit, totuși, din punct de vedere a sănătății, trebuie să fie extrem de atenți, pentru că Saturn nu se află într-o poziție favorabilă și ar putea deveni o adevărată sursă de îngrijorare. De ce? Vor începe să simtă artrozele. Artritele, durerile de oase, de spate în mod special, de umeri, dureri de coloană. Aici vor fi marile lor probleme. Și, de asemenea, trebuie să aibă un uh, program de masă adecvat, pentru că, dacă nu respectă orele de masă, gastritele se vor accentua. Și ei chiar sunt predispuși spre, spre lucruri de acest gen, ca să nu spun că trebuie să evite consumul de alcool mai ales ca o prost obicei să mai tragă câte o bere și când sunt la volan. Și atunci nu să te ții reflexe. Asta nu mai face nimeni. Mergem la fecioară. Fecioare. Nici el nu va fi scutit de convulsii în relații în 2020. Pur și simplu va decide undeva, la, imediat după Revelion, să treacă în revistă relațiile pe care le are și să elimine, să renunțe la persoanele care nu-i mai spun nimic și nu-i mai aduc nimic bun. Problemele de relație, aș spune că se vor transforma rapid. Dacă știu cum au harul harola diplomatic, să știe cum să le uh, rezolve, reușesc să le depășească. Dacă nu, atenție, cei care sunteți în al șaptelea an al căsătoriei fecioare, pentru că este un an. Cu conotații karmice, deși eu am eu ce am cu karma. Karma nu, karmic, zice Ian, cu probleme. De ce? Șapte este un sfert din ciclul saturnian. Deci, implică componenta saturniană și atunci apar diverse disensiuni, asperități, necomunicare, și de aici sunt marile, sunt marile lor probleme euh, relaționale. Cariera ar putea însă să se recunoască și lor, o, o, să cunoască o schimbare bruscă, și vor avea acces într-o lume cu totul nouă. Asta mi se pare important. Uh, propria realizare se va circumscrie uh, modul în care știu să, facă, uh, să muncească. Pentru ei va fi o schimbare extraordinară din punct de vedere profesional. Uh, o creștere și, în special, acei, acele fecioare care, care lucrează în domeniul comunicațiilor, comunicării. Deci, cei care vorbesc. Cei care, da, fecioarele care, dau din care gură. vorbesc. Care da. Dau din gură, Gabina. Așa, așa. O nouă direcție în sector financiar, printr-o schimbare a modului cum își gestionează, să știi că ei sunt foarte economi, sunt foarte gând, gândesc foarte mult înainte de a face o investiție, E bine, anul ăsta se va produce. O schimbare a acestui mod de gestionare a banilor. Vor supraveghea foarte atent ieșirile și intrările de bani, dar asta nu înseamnă că vor fi zgârciți. Când le place ceva, sau dacă iubesc pe cineva, întotdeauna vor face față uh -huh. acestor cerințe. Din punct de vedere al sănătății, n-ar prea fi probleme să fie un pic atenți la uh, alergătură, la oboseala pe care o aduce. Fi uh, epuizarea fizică, care își poate spune cuvântul. În rest, Doamne ajută. la să pupa, le bine. ca să le spune, merge să, bine. Să le meargă bine. Balanțe. Mergem la balanță. Cu ei încep încă din 5 iunie, de la, din 5 ianuarie, de la eclipsa parțială de lună, când vor avea, și chiar une, unele balanțe chiar vor fi șocate că vor, își vor da seama că oamenii pe care s-au bazat, relațiile pe care s-au bazat, bazat, de fapt nu sunt ceea ce trebuie să fie Abia acum și de aici azi. marea dezamăgire pentru ei mm. Cel mai fisele trebuie să se pregătească însă, în primul să aibă grijă de ei înșiși sau de, și de ele însele pentru că dacă ei nu au grijă de ei nu, are, nu o să îngrijească nimeni este o perioadă, însă din punct de vedere profesional, cum de mult n-au mai trăit, chiar dacă parteneria, parteneriatele de afaceri sau instituționale în care se află sunt sub semnul discuțiilor, sunt sub semnul uh, uh, contestațiilor în mod special, mai ales în primăvară. Dar construirea unei baze solide, ei sunt foarte bun cunoscuți și foarte calmi și organizați când se pune problema locului de muncă, deci destul de greu de destabilizat din acest punct de vedere. Banii și finanțele vor fi tot timpul în atenția lor, sunt foarte buni economiști, nu întâmplător, în dar nu întâmplător, balanțele sunt directori de bănci, nu întâmplător sunt directori de direcții financiare și uh, uh, direcții care, inclusiv în sistemul internațional, sistemul monetar internațional, foarte multe balanțe uh -huh. se găsesc. Uh, este, trebuie să fie generoși Dar nu înseamnă că trebuie să anunce pe fereastră Ceea ce au uh, reușești, Reușesc Să atragă oportunități La care nici măcar nu se gândesc Acum, în acest moment Și zic că asta va fi lucrul lor cel mai bun Și pe de, uh, în altă ordine de idei Poziția favorabilă A lui Neptun le induce și o stare De sănătate bună Balanțele sunt tipul de uh, Nativi care își exprimă stările emoționale prin felul, prin felul cum arată. La nivelul pielii, întotdeauna când vor fi în stare de stres. Nu întâmplător, balanțele sunt primele când se pune problema psoriazisului, de exemplu, care se declanșează pe, pe, sistem, fond nervos. Emotiv, pe, pe sistem nervos. Deci, toate astea apar pete. Apare erupții. Ca și berbecii. Nu întâmplător, berbecul și balanța sunt uh, complement, semne complementare. Deci ei nu se vor plânge de dureri de cap, în schimb pe fața lor și pe mâinile lor vor apărea semnele acestei emotivități. Mergem la prietenii mei scorpioni. Scorpioni, da. Ei bine, ei își păstrează status quo relații, n-ai treabă cu ei. Au magnetismul ăla care nu îi lasă să, să cedeze, ca să zic așa. Uh, nu va conta dacă sunt relații intime, dacă sunt personale, de familie, de afaceri, vor tinde tot timpul să păstreze totul în formă și sub control, ca să spun așa. Uh, cariera uh, a avut un impuls acum, acum spre sfârșitul anului, primește un bobârnac, ca să zic așa, de lansare și uh, vor uh, fi... mai degrabă vor juca în spatele scenei fiind foarte buni manipulatori vor ști să-și câștige poziția și locul profesional prin ideile pe care le sugerează celor care sunt în prim plan așa că a zice că ei nu o să aibă probleme din punct de vedere profesional anul ăsta și foarte interesant este că fac ei ce fac și întotdeauna cad în picioare, cad în picioare da. este, o chestie, este un semn foarte interesant din punctul ăsta de vedere de ce spun treaba asta? Pentru că statul ăsta în umbră le poate aduce o promovare, un pas mai mare, evaluări mai bune și chiar o productivitate mai bună. De asemenea, beneficii financiare, încă de la începutul primăverii, vor vedea și va, va fi abundență în jurul lor pe parcursul întregului an. Deci nu va fi saltator. La ei va fi o chestie continuă, da, de ce spun chestia asta? Pentru că va fi, este un moment de conservare a viitorului. Tot ceea ce realizează ei anul acesta, și profesional, și financiar, este cu bătaie lungă. Bătaie lungă pe următorii 50 ani. Ei știu să-și organizeze din punctul ăsta, din perspectiva asta, sunt foarte buni organizatori și foarte buni strategi în ce privește planurile pe, pe durată, de durată lungă. Sănătatea va fi destul de bună la început de an Singura excepție fiind unele metehne Cum ar fi un pahar de vin în plus O țigară în plus Cafeaua peste măsură Și de aici să declanșeze tot felul de probleme organice Nu neapărat să țină de digestie Cât mai degrabă să țină fie de o prostată Cei peste 50 de ani Fie de niște probleme care țin de rinichi Uh, ar, uite, la balanțe nu am remarcat treaba asta, la ei am remarcat pe balanță uh, un dezechilibru, dacă vrei, pot apărea colicile uh, de toate, felurile, renale, de bineale. toate fe felurile, pentru că ei obișnuiesc să sară calul, nu am ce să le fac din punctul ăsta de vedere, le place să trăiască și nu ai ce să le faci. În rest, dacă știu să fie atenți cu sănătatea lor, le merge foarte bine. Săgețile. Ajungem la săgeții. Săgetători. Săgetătorii. Săgetători. Ei, săgetătorii își vor extinde cercul de relații. Ei vor fi foarte sociabili. Ei sunt de regulă sociabili. Ei bine, în 2020 vor deborda pentru că vor merge la întâlniri: că sunt ele întâlniri de grup, că sunt nunți, că sunt petreceri, că sunt. vor fi primii. Primii ani, ca să de. Le zic așa. Da. Cam neobișnuit pentru Sargetatorul uh, Și chiar uh, nu este neobișnuit, pentru că săgetătorul știe să se distreze aici. Este. Și eu zic că nu e ceva rău în chestia asta, mai ales dacă ei știu să gestioneze situația și au un rit constant în ceea ce fac. Uh, din punct de vedere profesional, 2020 nu este un an care să le aducă ceva extraordinar. Uh, el trebuie, ei trebuie să găsească doar echilibru de care au nevoie ca să-și să facă și treaba la serviciu Dacă nu-i trage nimeni de mâne că ei își văd de treaba lor și lucrurile sunt bune Mai degrabă aș tinde să cred că ar trebui să se concentreze pe ei și la locul de muncă Pentru că știu să vorbească și știu să-și susțină punctul de vedere studiile superioare călătoria, ideile filozofice astea vor fi în primul plan pentru ei deci nu trebuie să ne facem probleme iar ca sănătate a, ah, ce de remarcat la săgetător, asocierile ieșite din comun, asocieri la care nimeni nu se gândește dar care le pot aduce niște bănuți frumoși în buzunare iar din punct de vedere a sănătății sănătatea lor surprinză și poate nu întâmplător, ei fiind stăpânii casei ideilor religioase, a casei lui este prima, casa noua, casa care, casă care este stăpânită de Sărgetător și de Jupiter, este considerată o casă lui Dumnezeu, a credințelor. S-ar putea să se producă o schimbare, o aprofundare, dacă vreți, a planului spiritual în, cum se spun, legat de credința pe care o are. Iar pentru ei este un pas foarte bun uh, în acest sens și, nu întâmplător, săgetătorii sunt foarte buni uh, uh, terapeuți. Mă refer la terapiile alternative. Da? Foarte buni terapeuți. Cam asta ar fi și pentru săgetători. Mergem mai departe Capricorn. la... Capricorn. Nu? Capricorn. Am zis bine? Capricorn. Da. Ia atenție, măi, capricornilor. Hai să vă văd anul ăsta. în 2020, tot, tot cu timpul, Munca, tot cu munca, nu se zice... cu munca, tot timpul trebuie să echilibreze planul financiar cu planul spiritual, planul profesional cu planul familial. Deci, ei, ei, pentru ei toată viața este o luptă pentru a stabiliza aceste planuri. Păi, știi cu cine... Uite, fac o paranteză tâmpită acum. Știi cu cine ai asemăn eu pe capricorni? Și cel puțin pe capricornii pe care eu îi cunosc. Bă, sunt fefeleaga... Zodiacului, mă, fretița da, mă. Bă, pe da. feleaga zodiacului sunt ăștia, muncesc mă. pe rupte, deci... Hai, mama Muncesc mea. până crapă, mor da, acolo exact. pe scaune și nu-i deslipești de fefeleaga scaune. scaune. feleaga zodiacului, da. Uh, și în plus, ei sunt și adepții relațiilor, pătări și chiar sunt implicați în relații care durează, că de multe ori am clienți care vin și rămân, când aud că e capricorn, zic, spuneți-mi, din, din de cât timp sunteți în această relație? Păi de 11 ani, păi de 20 de ani, păi... Păi, fată, ți-ai mâncat tinerețea? Și acum vrei să pleci? Și acum vrei altceva? Cum să te ajut? Deci, hai să încercăm să vedem renunță. Dar chestia este că ei se implică extraordinar și nu se mai pot rupe de, de, ceea ce li se oferă. Bun, deci tot muncă la care. Revenind, că... da. Va fi un an dramatic din punct de vedere a carierei. De ce? Pentru nu vor avea neplăceri mari. Dar se vor produce schimbări care nu sunt în concordanță cu ceea ce gândești și ceea ce simt ei. Vor trebui să facă munci pe care nu le-au mai făcut până acum și care efectiv nu le place. Dar o vor face. N-ai ce, ce să le ceri. În schimb, cu toată munca asta nouă, în care circuitul ăsta nou, în care vor intra ca și profesioniști, le va duce bani. Și când au bani, n-ai treabă, sunt cei mai fericiți. Cei mai fericiți, da. Că au cu ce să trăiască. Toți acești bani vin din parteneriate care au afaceri, dacă nu prin premile sau stimulentele care le primesc la locul de muncă. Apoi, datorită dar datorită acestor dezechilibre, apropo de ce spuneam noi, Fefelaga, da. cu Fefeleaga Zodiacului, Apar marile probleme de sănătate, și în special probleme care țin de artroze și artrite. Ar trebui ca disciplina pe care o manifestă la muncă și în afaceri să o manifeste și în planul sănătății: să mănânce la timp, să se odihnească la timp și n-ar avea aceste probleme. Dar, cum ei nu se odihnesc, îți dai seama că se vor confrunta în special cu osteopatiile, deci cu durerile de oase, astea sunt primele care, apoi, cu formațiuni mare mare grijă în special la partea uh, pelvină cu diverse forme fie că sunt chisturi, fie că sunt pietre, fie că sunt mici tumori, când simt o modificare a urinei, a culorii urinei, o modificare la nivelul, eu știu, uh, nic renal, ori la nivel uh, sex, uh, organelor sexuale, se ducă imediat la medic. Nu e o chestie de glumit. Merg mai departe către vărsător. vărsători. Vorsători, ia să vedem cum ne înțelegem cu vorsători. <laughs> nu, no, pentru ei nu este o prioritate să fie într-o relație stabilă, să se căsătorească, deși își doresc parteneri de viață, deși își doresc să aibă o relație constantă. Anul ăsta nu asta va fi la ei pe, pe, pe primul loc, și chiar aș spune că ar putea, unii ar putea să aibă parte de pierderi în acest domeniu. Deci chiar dacă sunt într-o relație, relație, să se pomenească în aer. Da, adică partenerii să se, se și prindă la pace, timp, știi? să se prindă la timp. Da. Ai în un schimb, puterea personală le influențează munca. Deci ei dau dovada originalității și chiar a geniului, ar spune, la locul de muncă. Ei prin muncă și ăștia, prin muncă se împlinesc, dar dintr-o cu totul altă perspectivă decât Capricornul la ei munca este ideatică, pleacă de aici. Nu trebuie să stea să calculeze, nu. În momentul în care are ideea, sclipirea aia de, de moment, o să răstoarne sisteme întregi. Nu ai ce să le faci. Vor avea o anumită neliniște până în prima jumătate anului vis a anului vis-a-vis de ceea ce își doresc ei să facă, parcă nu le prea iese. Dar cu toate astea le ies bani. Deci au, nu vor duce lipsă de bani, ba din potriva, ar spune celor care sunt născuți, să spunem într-un, dacă ne gândim la astrologia chineză într-un an de foc, în special cocoșii de foc, vor avea parte de bani să se sperie anul ăsta. Să le da Dumnezeu foc, nu le da la mine. să facă cursuri, dar să facă niște cursuri atipice, nu cum se fac peste tot în școli. Nu. Ei sunt originali prin ceea ce fac. Și atunci această originalitate le va aduce și banul de cap pe care și-l doresc. Au totul la scară mare anul ăsta. Vânzări mari, promoții, onoruri, recunoașteri, venituri pe măsură. Bravo. Din punctul ăsta de vedere, va fi anul vărsătorilor. Lei și vărsătorii Bravo, sunt dansa comună, care foarte bine vor merge din punct de vedere financiar. Înseamnă că firma nu se mai bandă, este că foarte interesant că din punct de vedere a sănătății vor fi din ce în ce mai atrași de terapiile alternative. Vor, decât să se ducă la un medic alopat, bine, vor prefera și la medici, dar se merg duc și, la, și la, dar vor fi din ce în ce mai combină cele două metode și a, uh, ceea ce nu e rău dacă s-au bucurat de, de sănătate fizică în trecut Provocările pentru, acest, pentru în acest an vor ține tocmai de aceste căi atipice de vindecare. Deci, vor fi primii primi la ușa unui homeopat <laughs> și, ce să ne zic, primii la ușa cuiva care lucrează cu bioenergie. Deci, lucruri pe care le, le practică ei de altfel de mai mulți ani. Și, bineînțeles, va fi un an al astrologilor. Da, bravo! Pentru că, vărsător fiind și astrolog, mă gândesc că și colegii mei vor, se vor bucura de această deschidere pe care o va aduce uh, odată conjuncția Saturn-Pluto și apoi conjuncția Jupiter-Saturn din... Uh, Pești, că mai avem un pic. Uh, Să ajungem și la peștișori. Să le zicem și, și la ceva. E bine... Nici la ei relațiile nu vor fi pe primul plan în 2020. Vor evita, și ei foarte, ca o balerină, vor baleta în preajma relațiilor, vor renunța la cele care nu le mai aduc nimic sau nu le mai spun nimic, Cu nonșalant, fără să mai sufere. Asta este un lucru foarte bun pentru ei, da. dar vor avea tendința să fie foarte radical vis-a-vis -vis de relațiile care merg. Deci, asta merge, asta așa faci, faci cum nu vrei. Asta să faci îți dau, asta faci. Exact. Uh, libertate și inițiativă în domeniul muncii, în domeniul profesiei. Vor fi printre primii, alături de vărsători, care vor încerca să schimbe modul de a lucra. Un mod a, trebuie să apară ceva nou, nu știu, ceva original ca să poată să facă față problemelor. Sunt mai dispuși ca niciodată să-și asume riscuri profesionale. Iar un lucru foarte bun pentru ei. E, și chestia asta le va duce chiar și o satisfacție profundă. Din punct de vedere financiar, vor fi mai deschiși la modalitățile de a câștiga bani. Adică erau foarte stricți pe anumite direcții sau nu-i interesa pur și E bine, anul ăsta în, încep să-și dibuie, să-și uh, adulme celatura antreprenorială. Și asta va fi un lucru foarte bun pentru ei, pentru că vor învăța și altceva în afară de a face artă. Pentru că, de regulă, peștii găsim în artă, risipiți. Acolo dau cele Și s-ar putea să avem uh, pești care să cunoască, recunoaș uh, care să aibă parte de recunoaștere mondială și care chiar să ne facă mândri că sunt de noștri. Iar problemele de sănătate, însă, care ar putea să-i provoace în 2020, sunt aceleași de până acum. Eu aș zice să învețe să se odihnească, să nu-și piardă nopțile prin cluburi cu prietenii și cu mâncăruri peste. Da. Să își mai facă din când în când și câte un control medical ca să fie. Să fie în rând cu toată lumea. Deci trebuie să fie un pic atenți la sănătate. Să nu bea, să nu fumeze, să nu consume medicamente stimula cu caracter stimulativ, să nu fumeze iarbă. Ei sunt cei mai predispuși spre așa ceva. Nu consum de cafea, nu exces de țigări. Trebuie să fie ponderați. Asta să fie pentru ei cuvântul de ordine. Ponderat. Mulțumesc foarte mult, Gabine, vedem la anul... Cu tot dragoste, să, vedem să ce ne vedem cu, bine. cu bine. Rămâneți cu tăi dragii mei, Noi ne vedem sâmbătă de la 20.30, fiți așadar vigilenti și țineți cont de sfaturile pe care Minerva vi l-a dat. Să vă fie bine!